puține ore adolescențe din România, dacă, nu, sau copii, da? Dacă îi întreb ce vrei să te faci când ești mare, dacă îi întreb ca reporter când este vreo demonstrație a poliției sau a pompierilor sau a jandarmilor, o să zică vreau să mă fac pompier sau vreau să mă fac jandarm sau vreau să mă fac polițist. Ideea asta încolțește în gândul părinților și ei cugetă în felul următor. Domnule, în momentul în care al meu copil are haină militară, teoretic în România ce are? Salariul asigurat și un loc de muncă, de ce nu, mediu plătit, ca să nu spun bine. Bine, dacă ajunge structurile de vârf, deja e altă poveste. Vorbim, oameni buni, astăzi despre o opțiune și cumva de foarte mult timp mă roade toată această poveste. Dacă de-a lungul timpului am văzut prezentate cumva universitățile din România, una dintre ele, tocmai pentru că este cu haină militară, a fost mai opacă. Se pare însă că de la o vreme această instituție de învățământ superior s-a deschis către public și către dumneavoastră. O să vedem și niște imagini foarte frumoase. Și aici vorbim, doamnelor, domnilor, despre Academia de Poliție. Academia de Poliție este institutul de învățământ superior la care, dincolo de examenul scris, cunoștințele pe care trebuie să dovedești că le ai, ai și probe fizice și cumva vedem în vară știri conform cărora oamenii merg, tinerii merg și dau acele probe fizice care mai apoi îi duc la ce? La examenul final. Așadar, Academia de Poliție, reprezentată aici în TOC B1, chiar de rectorul acesteia, comisarul șef Adrian Iosub. Bun găsit, domnule comisar. Sau domnule rector, cred că cel mai bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a mă invita în emisiune. Vreau să vă întreb, pentru că aici vorbim despre vorbim despre un învățământ superior care se diferă de celelalte facultăți. Așa. Vorbim despre un învățământ superior în haină militară, da? Și Academia de Poliție pregătește ce? Pregătește polițiști? Să spuneți-mi dumneavoastră. Da, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, ca instituție de învățământ superior, acreditată în conformitate cu furcile caudine ale Ministerului Educației, Academia de Poliție nu pregătește numai polițiști. Pe lângă zona aceasta, pe care toți o cunoaștem însuși din titulatura instituției noastre, Academia de Poliție pregătește atât ofițeri de poliție de frontieră, ofițeri de jandarmi, ofițeri pompieri. De asemenea, suntem foarte atenți pe zona de științe juridice și viitorii consilieri ai Ministerului de Interne, consilieri juridici, sunt pregătiți tot în cadrul instituției noastre, iar, de asemenea, zona de arhive este cea pe care ocupăm cu o facultate separată. Bun, a spus foarte rapid, concis, ca militarul, dar dincolo de asta eu cred că stau mult mai multe lucruri acolo în ceea ce înseamnă Academia de Poliție. Noi avem imagini filmate de către cei de la Academia de Poliție, imagini care ne prezintă ceea ce înseamnă această Academie de Poliție. De ce întotdeauna este foarte multă lume care vrea să intre la această Academie? Știți ce se întâmplă? Cred că cel mai corect răspuns ar trebui plecat cumva de la cuvintele lui Confucius. Natura ne asemănă, educația ne deosebește. Este foarte important să înțelegem acest aspect esențial pe care dumneavoastră l-ați menționat, faptul că instituția noastră de învățământ superior pregătește mult mai mult decât un jurist sau un absolvent cu diplomă de licență în domeniul ordinii, siguranță publice, științelor inginerești sau arhivelor. Este vorba, în primul rând, de acel aspect legat de caracter, ceea ce cred eu că este esențial și definitoriu pentru această carieră pe care și eu am îmbrățișat-o în urmă cu aproape 25 de ani. Academia de Poliție uneori este privită ca o instituție militară, o instituție cu un specific cazon. Noi sperăm pe fiecare an care trece să ajungem ca această educație strict în zona de securitate și siguranța cetățeanului să se întrepătrundă cu zonele juridice și cu deschiderea europeană. O spunem cu mândrie și cred că este esențial ca toată lumea să înțeleagă faptul că această instituție nu mai este în acest moment o instituție singulară în Europa, ci este o instituție care încearcă
să-și deschidă porțile către tot ceea ce înseamnă cooperare europeană și internațională. Eu cred că definitoriu pentru întreaga noastră activitate este faptul că suntem și noi, în acest moment, în sistemul educațional românesc și nu numai, priviți ca universitate și eu consider și o spun cu mândrie serioasă. Rezultatele noastre le vedeți pe stradă și, într-adevăr, rezultatele din educație nu le vedeți după o jumătate de an sau după un an. În general, rezultatele în educație le vedeți după un ciclu complet. Asta înseamnă 15-20 de ani de la absolvirea unei instituții. Atunci, cei care au absolvit o instituție pot spune că parcurg un ciclu complet de formare și pregătire profesională, care, într-adevăr, poate fi parcurs în instituția noastră sau în alte structuri și segmente ale Ministerului Educației. Deci noi pregătim de asemenea pentru zona de management și pregătim prin studiile noastre de masterat și prin studiile de doctorantură, pregătim viitori ofițeri, dar nu numai. Zona de masterate și de doctorate este deschisă inclusiv pieței libere. Deci noi avem masterat adică și doctorat. Poți să dai doctoratul, da. Ai terminat orice altă facultate și poți corect. Să dai doctoratul la Academia, la de, Academia poliție. De Poliție. De la poliție. Academia de Poliție. Deci inclusiv sub acest aspect, deschiderea noastră este una universitară. Bun, haideți să vorbim un pic, pentru că aș vrea să vă scot așa din rigurozitatea hainei militare și a sistemului militar. Dumneavoastră a spus că, într-adevăr, vă deschideți, da? Este, până la urmă, o facultate ca oricare alta, dar studenții au un statut mai special, da? Corect. Cum e să fii student la Academia de Poliție? Și am încercat să vă aduceți aminte, dumneavoastră. Am înțeles. Da, întrebarea noastră este pentru mine frumoasă, vă dați seama că absolvent al instituției, dar cred că cel mai frumos ar fi să vă fac o invitație să veniți să parcurgeți o zi din viața unui student în Academia de Poliție. Nu este o viață ușoară și, într-adevăr, este diferită față de a multora din sistemul de învățământ superior. Adică, pe undeva este un program mai rigid, orele sunt obligatorii, sistemul de credite transferabile nu se aplică în totalitate, deci la noi trebuie să parcurgi anul universitar pentru a putea continua studiile. Să spunem totuși că diferențele majore față de perioada în care eu am fost student al instituției este un program mult mai aproape de necesitățile studentului. Și la ora actuală, vă spun, diferența majoră, cred că este și fundamentală de altfel, este prezența studentului în toate organismele de conducere ale instituției noastre. Cum adică? Senatul universitar este forul decizional suprem al instituției. Și atât eu, cât și colegii mei ne supunem deciziilor Senatului universitar. Deci eu, ca rector, am un contract de management cu Senatul universitar, am obligația să-i respect limitele legalității, bineînțeles, tot ceea ce mi impune pentru buna funcționare a instituției. Eu mă adresez Senatului și el este cel care decide într-o proporție foarte mare asupra managementului educațional. Să revenim la studenți, a spus o chestie foarte interesantă. Probabil cred că este singura facultate, mă rog, îi spun așa, universitate din România, da, cu prezența obligatorie. Studenții dumneavoastră nu chiulesc. Nu se duc mai târziu, nu. Știți nimic. Ce se întâmplă? Acum să spun altfel. Conform regulamentului nu chiulesc. Probabil mai sunt cazuri particulare, dar principiul le identificăm. Așa, viața de studenție este una, da, boemă, da? Adică te mai duci, nu te mai duci, mă duc când trebuie, ba, da. Nu. Aici, la dumneavoastră, nu. În Academia de Poliție și, în general, în sistemul de ordine, siguranță publică, științe militare, informații, deci tot ceea ce îmbracă, pentru că deci nu suntem singulari. Deci apare uniformei militare, da? Uniforma se poartă obligatoriu pe parcursul deci efectuării activităților didactice, dar numai didactice. În orele libere după amiază au dreptul la o ținută lejeră, decentă, cum îi spun. Bun. În momentul în care oamenii, ca să intre la dumneavoastră, la oricare facultate, trebuie să parcurgă, întâi de toate, niște probe fizice, corect, da? Probe fizice, astea sunt date de ce? De cutumele, de legile uniformei militare, să le spun așa. Instituția noastră este parte componentă a Ministerului Afacerilor Interne. Deci eu, ca rector, sunt în structura Ministerului Afacerilor Interne cu o funcție similară a altor colegi de-ai mei îmbrăcați în uniformă. Noi ne supunem întotdeauna ordinelor de linie, iar ministrul de interne este cel care decide prin ordin care sunt criteriile care trebuie parcurse pentru probele fizice. Avem un ordin foarte clar, din acest an s-a introdus un circuit sportiv care, din punct de vedere al conducerii ministerului, a considerat că împletește mult mai bine necesitatea de a fi pregătit fizic pentru Ministerul de Interne decât fostele probe sportive. Bun. O să vă opresc un pic, domnule rector, pentru că avem un breaking news în momentul de față. Incendiu la un mare complex de vânzare a mobilei.
mobilei din zona Băneasa, din București. Este vorba de magazinul Mob Expert. Colega mea, Diana Bone, se află acolo. Bun găsit, Diana, ce s-a întâmplat? Magazinului de vânzare a mobilei. Este vorba despre o zonă în care funcționează un depozit de materiale din lemn și de asemenea este un centru de reciclare. Până în acest moment se știe cu certitudine că a fost vorba despre un incendiu minor, care de altfel a fost rapid lichidat de către pompieri. Au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere și 2 autoscări. Așadar, cum vă spuneam, pompierii au fost cei care au ajuns în mai puțin de 10 minute în locul pe care îl vedeți. De altfel, a sosit aici și directorul companiei, care spune că cel mai probabil acest incendiu a pornit din cauza unei țigări, din cauza neglijenței, din cauza unui munc de țigară care a fost aruncat în zona de materiale lemnoase. Până în acest moment, pompierii nu au niciun fel de punct de vedere cu privire la această situație. Se fac la locul acesta tot felul de cercetări și cel mai probabil în scurt timp pompierii vor ști cu exactitate care este cauza producerii incendiului. Mai mult decât atât, trebuie spus că angajații au fost evacuați sau auto-evacuat în momentul incendiului și de asemenea 2 dintre angajați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Doar unul dintre aceștia a fost preluat de către cei de pe ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Nu a suferit arsuri, dar a suferit un atac de panică, iar medicii au considerat că trebuie să stea sub atenta supraveghere a medicilor. Cum vă spuneam, aici în Băneasa se fac în continuare tot felul de cercetări pentru stabilirea cauzelor incendiului. Mulțumesc, Diana, pentru informații. Așadar, doamnelor și domnilor, un incendiu lichidat se pare de către pompieri undeva în zona magazinului Mob Expert din nordul capitalei. 2 persoane au suferit atacuri de panică, dar totul se află sub control, atât intervenția asupra focarului de incendiu, cât și sănătatea celor 2 persoane. Pompierii vor continua cercetările și ne vor spune de la ce a pornit acest incendiu. Revenim la discuția noastră cu rectorul Academiei de Poliție, Alexandru Ioan Coza, comisarul șef Adrian Iosub. Vorbeam, domnule comisar, că da, se dă examen de cunoștințe, de aptitudini sportive. Corect. Aptitudini sportive diferențiați, băieți și fete, da. Și aici ai timpul să facem o paranteză. Tot mai multe fete vin, nu-i așa? Să devină studente, da, ale Academiei. Cam care este procentul acum? În acest moment, procentul nostru este de peste 35% persoane de sex feminin în instituția noastră, ceea ce cred că este un model de bune practici, iar atât din punct de vedere al studenților, cât și a zonei de cadre didactice, personal auxiliar, zone de conducere. Să știți, Academia de Poliție a fost la un moment dat, după o vizită a structurii, să spunem, specializate pe zona de discriminare, un model de bune practici. Într-adevăr, cred că și poliția română are nevoie de această înnoire. 35% e un procent foarte mare, este dacă foarte mare. Ne este comparăm cu școlile militare, de exemplu. Bun, și să revenim așa. Și vreau să vă întreb, dau examen, la ce se dă examen? Examenul, în principal, depinde de facultate. Da, depinde de facultate. Pe zona științelor juridice, ordine și siguranță publică, este un examen care constă într-un test gril la istorie, gramatică și o limbă străină la alegere. Oferim posibilitatea de a promova examenul prin limbă germană, franceză, engleză, spaniolă, rusă sau în zona facultății de pompieri, bineînțeles pe zona științelor exacte. Arhivistica dă numai examen în zona istoriei. Deci pompierii sunt cei care vin și dau acest examen, știți, strict pe zona politehnicii. Că tot vorbeam de pompieri și de da, cei care... Da, am văzut tocmai de asta și subliniat și mi-a permis să fac o paralelă. Imediat după ce reușesc la facultate, studenții au parte, vă întreb, că nu știu, de fapt știu că m-am pregătit și eu, dar nu știu dacă mai e... de actualitate. Au parte de un ciclu de pregătire până la depunerea jurământului? Așa este. Da, într-adevăr, studenții noștri au un ciclu
de pregătire de aproximativ 3 săptămâni, deci pentru este. Acomodare este, dar spre diferență de anii trecuți, nu mai este vorba de acea pregătire de 6 săptămâni, cu 3-4 săptămâni în tabera Drajna și 2 săptămâni în instituție. Deci nu mai e Drajna. Nu mai este Drajna, nu. Deși avem acea locație și ne-am dorit să o modernizăm. Nu, că am auzit, am citit o carte, recunosc, a unui coleg de-al dumneavoastră, de asemenea comisar șef, sau a fost comisar șef, care a scris o carte foarte interesantă, Sorin Bărbieru se numește, comisarul șef fost, acum e în alte structuri. De ce am devenit polițist? Corect, și este colegul foarte... meu de promoție, ca da, să vă coleg... spun. Uite, n-am știut. Este colegul meu de promoție. Uite ce mică e lumea. Și mi-a plăcut foarte tare primul capitol, tabăra Drajna, adică era armata așa cum o înțelegea, s-au schimbat lucrurile. Nu, lucrurile s-au schimbat în mod major și partea aceasta este vorba de modernizare. Și ce fac, cum fac studenții acea acomodare? Cred că ceea ce ați văzut noastră mai devreme filmat este zona de pregătire militară strictă pentru jurământ. Aceștia încep să execute pasul de filare, cunoașterea armamentului, nu? Coordonarea mișcărilor, haideți să spunem anumite idei clare despre ce înseamnă organizarea într-o instituție cu un caracter militar, deci nu militar, încă o dată vă repet, dar cu un caracter militar, deci intră în zona de organizare efectivă pentru a se pregăti de activitățile didactice care urmează. Și vă rămăsesem dator cu un răspuns legat de studenții care au acea reprezentare în forurile de conducere. Este vorba de Senatul Universitar, Consiliul de Administrație și Consiliul Facultăților. Diferența față de perioada în care eu eram student este că acum tinerii noștri colegi, studenții noștri, au reprezentare în Consiliu, în Senat și în Consiliul de în Consiliile Facultăților, Senat și Consiliul de Administrație, tocmai pentru a-și putea promova și apăra propriile interese și, cred eu, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă gestionarea acestei instituții. Pentru bun, că... vine prima întrebare, oarecum mai dură acum, pentru că suntem cumva la o prezentare și este foarte interesant să pătrundem dincolo de păs, că nu toată lumea știe ce se întâmplă acolo la Băneasa, în Zora. Adică avem păreri preconcepute, da? Deci nu mai există în Academia de Poliție acea obtuzitate pe care o întâlneam în vremurile de mult, dar nu este o unitate militară strictă și cu reguli câteodată stupide, da? E un open mind, da? Ceva de genul acesta, nu? Eu cred că în acest moment putem spune că facem pași mari spre o modernizare sub toate aspectele. Pentru că dacă pregătiți unul care e obtuz, obtuz rămâne obtuz toată rămâne. Viața. Exact. Eu cred că despre asta vorbim. Adică e diferența aia dintre milițieni și polițiști. Vrem să o facem și cred că o simțiți și dumneavoastră cetățean. Și nu mă refer acum de dumneavoastră ca prezentatorul Botin cunoscut de foarte multă lume. Mă refer la cetățeanul care începe să perceapă că la nivelul poliției române are loc o schimbare. Iar eu nu vorbesc numai de poliția română. Vorbesc de poliția română că în principal o reprezint fiind un absolvent al facultății de poliție. Polițiști dumneavoastră, da, ca și formare. Eu cred că inclusiv zona de poliție de frontieră, de jandarmi, zona, dacă doriți, legată de arhivele naționale, zona, dacă doriți, legată de poliție, de pompieri, și vedeți, și vă spun ca un aspect, cum să zic, ca o mândrie personală, facem parte și noi din Seism 2018, acest exercițiu extrem de complex la nivel național. Deci noi am început să ne deschidem și dorim, într-adevăr, să fim mai mult decât o universitate. Am dorit să fim în unele momente și un vector de imagine pentru ministerul nostru. Bun. Studenții aleg specialitatea pe care vor să o studieze, parcurg acel, să-i spunem, stagiu, perioada de pregătire și ce fac? Depun jurământul față de patrie, da? Ceea ce este foarte important nicăieri în sistemul universitar, în afară de, mă rog, instituțiile de învățământ superior din MABN, cred. MABN și de al Serviciului Român de Informații. Și Academia Națională de Informații, da. Așa. Jurământul față de patrie, din momentul acela, ce se știe? Se știe că omul ăla va fi pregătit cumva... Noi sperăm să-l pregătim cu adevărat pentru cetățeanul român. Și eu îmi doresc foarte mult ca această schimbare de mentalitate să fie extrem de clară. Studentul să înțeleagă că exact din momentul când a îmbrăcat haina militară și a jurat credință patriei, și vorbim acum și de un an centenar, pentru gândiți-vă că promoția care a depus acum jurământul este promoția totuși care a intrat într-un an centenar al României. Noi sperăm să înțeleagă că siguranța, securitatea cetățeanului este pe primul plan. Uneori, mult peste familie și chiar peste viața lui. Și aveți atâtea cazuri de polițiști căzuți la datorie. Da, da, de asemenea, avem și o problemă, de fapt, eu nu, dumneavoastră, poate aveți o problemă și colegii dumneavoastră, cu percepția opiniei publice asupra polițistului. Toți sunt băgați în aceeași oală și, din nefericire, asta e, noi cei din presă mergem pe scandaluri și pe...
chestiile pe care le dorește publicul, da? Și din nefericire, spuneam, în ultima vreme, ideea de polițist, ideea de purtător al uniformei și de om care trebuie să lucreze pentru siguranța cetățeanului, într-un fel sau altul, a fost demonetizată. Dar, repet, și vreau să le spun celor de acasă, oamenii care termină această facultate și își dau licența sunt niște oameni educați, da? Așa știu este. Cel puțin o limbă străină, e clar, da? Dau examen la limba străină, corect. Au noțiuni foarte bine puse la punct, da? Da. Știți ce mă interesează? Ce învață totuși? Uite, de exemplu, studentul la Academia de Poliție, la ce ore de curs merge el? Deci haideți să privim Academia de Poliție sub două aspecte. Învățarea, partea teoretică și partea practică. Ok, sunt două. Deci, atunci, și teoretic și practic. Exact. Ce învață la teorie? De exemplu, cel care va deveni polițist. Cel care va deveni polițist. Pe cele două ramuri, ordine, siguranță publică și științe juridice. Ramura drept. Deci, având cele două ramuri, au o pregătire oarecum similară, dar totodată diferită. Cel de la ordine, siguranță publică va merge mult mai mult axat pe disciplinele de specialitate. Deci va fi în principal ofițerul pe care îl vedeți îmbrăcat în uniformă sau nu numai, pentru că poate acționa în diverse structuri, da? Cum știți foarte bine, investigarea fraudelor sau investigații criminale. Sunt polițiștii de rutier. Aceștia învață disciplinele de drept obligatorii și începem cu disciplinele tradiționale de drept. Teoria generală a dreptului, drept constituțional. Deci este ceva din facultatea de drept, da? Undeva într-o proporție mult mai mică decât cei de la științe juridice, care au exact program analitică pe facultatea deci de drept. Deci cei de la științe juridice fac dreptul, absolut, dar drept. La Academia de Poliție. Dar și ei parcurg o parte de pregătire de specialitate. Deci sunt pentru tot în uniform. Pentru că vor lucra mai apoi în Ministerul de Interne, Consiliului de Juridice. Da. Da. Bun, dar cei care ies polițiști, că sunt la rutieră, că sunt la ordine publică, au ce învață? Au cele două aspecte esențiale. Zona juridică, asta drept penal, deoparte. Drept penal, drept civil, procesual penal, procesual civil. Deci toată această zonă o parcurge studentul la ordine siguranță publică. Iar pe lângă acesta, definitor este disciplina de specialitate. De exemplu, se poate pregăti 2 ani de zile pe poliție rutieră sau pe ordine publică sau pe investigații criminale. Deci se pregătește discipline exact speciale. Unde va lucra zi de exact. Zi până la urmă după terminarea facultății. Și tocmai managementul Ministerului de Interne, care din punctul meu de vedere este mult mai complet acum decât în perioada în care eu am fost student. Acum este foarte clar, numărul de studenți de la un anumit profil corespunde unui număr de locuri pe care Ministerul de Interne îl va pune la dispoziția absolventului pentru repartiție. Deci cumva loc pe loc, loc pe loc și sigur. Vor merge da, pe job studentul sigur, când dă examen alege și ce specialitate va avea în cadrul... După anul întâi. După anul întâi? Da, ca să punctăm. Deja se diversifică. Deja asta. Se diversifică. Cine vrea la rutieră, deja trece și face cursuri de rutieră. Cine vrea la exact. Ordine publică, învață niște lucruri specifice. Specifice ofițerului de ordine siguranță publică sau specific ofițerului care va merge pe poliție rutieră sau investigații criminale. Sau investigații specific, criminale. Da. Altă specialitate. Criminalistică, nu. Sunt mult mai multe. Arme și muniții. Noi avem în fiecare an în funcție, cum să vă spun, noi, instituția, suntem un prestator de servicii. Când eu așa o văd... Și cum vă laxați așa după fiecare cerere? Da. Că s-ar putea să ceară 2000 de studenți, apropo că studenți aveți. Nu, ați zis bine, în jur de 2000. Așa, în jur de 2000 de studenți, tot vor să se facă plus minus 150. Din aceștia, cei care sunt la poliție, mă rog, vor tot să fie la rutieră. Se poate? Nu se poate. În anul întâi, de exemplu, avem aproximativ 600 de studenți. Nu vreau să dau niște cifre foarte exacte, dar avem aproximativ 600 de studenți. Acești 600 de studenți sunt pe toate facultățile. Din cei 300, de exemplu, sau 250 pe care îi am în anul întâi, beneficiarul meu, Poliția Română, strict pe zona de facultate de poliție, vă servește numărul de locuri peste 2 ani. Dinamica de personal este foarte importantă. Există un deficit de cadre indubitabil la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Dar, pe de altă parte, prioritizarea este un aspect care ține strict de ministerul nostru. Și îmi spun exact care este numărul de studenți pe care eu trebuie să-l pregătesc peste 2 ani de zile, în funcție de necesitățile ministerului. Aș vrea să veniți atunci, în funcție de ce vă dă ministerul, veniți cu oferta către studenți. Avem 15 locuri pentru criminalistică, 20 pentru poliția rutieră, 55 pentru nu știu ce. Ați înțeles sistemul perfect. Ok. Și care e crem de la crem, așa, din alegerea lor? Adică, unde visează ei să fie și nu să lucreze? Nu cred că ar fi lucrez. Corect, pentru că să știți ce știu se întâmplă. Corect, fiecare ofițer are importanța lui. Nu este corect să spun că cineva... Reformulez atunci. Unde sunt mediile cele mai mari, să spunem așa? Reformulez, nu. Unde sunt mediile cele mai mari? Sunt mediile cele mai mari, pentru că toți studenți, să știți că am studenți foarte buni care termină în primii 10 și vor să meargă, de exemplu, pe o specializare care nu este
evaluată cumva în solicitări de top, pentru că ei simt că se regăsesc acolo. Iar eu aici, ca rector, vreau pe viitor să accentuez foarte mult. Să am această deschidere instituțională de a le prezenta cât mai bine specializările, specialitățile. Pentru că este o discuție, uneori se duc după medie. Investigarea fraudelor, de exemplu, este un profil foarte căutat. Investigarea fraudelor da. E... Fosta poliție aia... economică, să spunem așa, este o muncă, într-adevăr, dificilă, unde necesită o pregătire deosebită, cu niște noțiuni de contabilitate, adică este un pic mai complexă. Noțiuni de economie, clar, exact. Acolo. Dau un exemplu. Ocupăm, în general, mai greu, sau ultim, nu mai greu, ultimii se ocupă zona aceasta de ordine publică, de... dar sunt studenți foarte buni care vor de la bun început, deși este al șasea, ce domnule mă duc pe ordine publică. De ce? Cum au visat ei, meseria de exact. Poliție. Sau poliția rutieră, care iarăși are niște discrepanțe foarte mari. Deci îmi vin copii din vârf, dar am ajuns și copii de la vor la poliția da. Rutieră. Da, da. Din ce v-ați dat seama, este o alegere pe care o face studentul de când? De când e adolescent? Din... legat de Academia de Poliție da, sau de profil? Că vreau la poliție, nu, că vreau la Academia de Poliție. Sunt, cred că, doi factori cumulați. Adrian Iosef, rectorul da. Academiei de Poliție, când și-a dat seama că vrea să fie poliție? Sincer, în clasa 12. În clasa 12, da, de da. Ce? Deși mă pregăteam... Erau fetele încântate de uniformă? Nu, sau să cum? Știți că nu acesta era aspectul cel mai important. Eu, cum să vă spun, am terminat liceul pe zonă de real. Deci matematică, fizică, profil informatică, cum era cu ani în urmă. Mă pregăteam pentru Politehnică și vă spun, este pentru prima dată foarte rar am spus lucrul acesta. Eu îmi doream să devin inginer, aveam niște noțiuni oarecum legate de zona pe care doream să o studiez, iar la un moment dat am avut o întâlnire da, cu un ofițer de poliție, pe care în acel moment eu l-am găsit ca fiind o persoană fascinantă din punct de vedere al profesiei. Și am spus foarte brusc, eu din acest moment, neavând o tradiție, deci părinții mei nu au îmbrăcat niciun haina militară, nu provin dintr-o familie de ofițer, să spunem, am venit deci aici a fost un click la un moment dat. Un e o opțiune clar. pe care o urmez din diverse motive. Haideți să revenim un pic. Și rămânem tot la Academia de Poliție, o să le luăm pe toate să discutăm. Fetele în ce se specializează? În toate aceste în tot acest areal, da. Dar le găsim în absolut toate clasele. Nu există nicio condiție discriminatorie legată de sex. Deci pot veni de la profil de investigare a fraudelor până la criminalistică. Ca și aptitudini, aici vorbesc fizice. Se mai dă examen de-a lungul timpului da, pe aptitudini da, da, fizice? Da, da. Așa, și... pe parcursul anilor de studii, pregătirea fizică este extrem de importantă pentru instituția noastră. Fapt pentru care este examen de promovare, examen, vă spun, uneori chiar mai dificil decât unele examene teoretice. Deci un examen foarte serios în care verificăm permanent abilitățile fizice ale studenților. Cu barem pentru fete, cu barem pentru băieți. Întotdeauna barem este diferențial. Nu este niciun fel de discriminare, nu? Nu? Și fetele unde vor să ajungă? Sau care sunt cele mai mari medii? Ca să revenim top în întrebare. Să știți că procentual merg uneori în grupe ca și băieții. Deci nu pot spune că este o grupă pe care o visează de la bun început. Domnule, intre și toate fetele. Nu. Găsim fete de la ordine publică, la poliție rutieră, la investigarea fraudelor, la investigații criminale, la arme și muniții. Deci... eu pentru mine fac o mărturisire. Polițistele sunt fascinante, mai ales în uniformă. Deci asta despre mă bucur ce să vorbim. Hai să trecem la aleatoriu. Jandarmii. Jandarmii. Da. Iarăși o instituție terfelită în ultimul timp în opinia publică, dar recunoaștem împreună că dincolo de anumite accente pe care le vedem în ultimul timp, jandarmeria ca și unitate, ca și corp de, să zicem, armată, să zic așa, ca și corp de armată, da, într-adevăr, este extrem de utilă militare. Pentru ceea ce înseamnă România. Este să nu uităm că jandarmii au scos apa din case și nămolul și stăteau să tăie așa. Jandarmii au fost mereu acolo da, când a fost nevoie. Apreciați. În ultimul timp au fost, spuneam, niște accente ciudate, dar probabil se va reveni și la încredere. Jandarmii au pregătire specială, adică vine studentul și dă direct la armă, da, la jandarmerie, da? Dosarul studentului Academiei de Poliție nu este un dosar simplu, nu este un dosar strict în perioada înscrierii. Procedura selecției, procedura analizei acelui dosar durează 4-5 luni de zile înainte de examenul scris. Dar el, din acel moment, trebuie să știe exact destinul pe care și-l dorește. Deci eu vreau să mă fac jandarm, dacă merg la făcut academie jandarm, și mă duc la jandarmerie. Dosarul. Da,
Exact, mă duc și îmi depun dosarul la jandarmerie, mă duc și îmi depun dosarul la poliția de frontieră. Deci eu merg și sunt cutume speciale pentru jandarmerie, nu? Sunt diferențiate, verificarea dosarului și tot ceea ce înseamnă aspectele procedurale sunt particulare pentru fiecare armă în parte. Sunt mulți studenți la jandarmerie? Sunt și să știți că în acest an, o pot spune cu bucurie, Academia de Poliție a avut între 5 și 7 studenți la toate profilele pe loc. Ceea ce a cred fost, eu că este o concurență mult, foarte bună mult pentru instituțiile de deopotrivă băieți și fete? Deopotrivă băieți și fete. La jandarmerie. Da, să știți, ei învață da, ceva da, special pe timpul au facultății? Alte, este o facultate diferită. Deci au partea de specialitate, vorbeam de un trunchi comun de științe juridice. Da, asta iar trunchiul comun de specialitate, așa cum vă povesteam în cadrul facultății deci de poliție și învață și medicină, despre ce se întâmplă în jandarmerie, da? Și să știți că trebuie să-i apreciem pentru toate eforturile care le fac. Stați că am terminat cu Academia de Poliție și n-am întrebat ce scrie pe diplomă? Când în funcție de facultate. Hmm? Facultatea nu, la poliție. La poliție, facultatea de poliție, da? Da? Licențiat în ordine și siguranță publică. În funcție de specialitate. Sau și la jandar scrie facultatea de jandarm, licență, ordine și siguranță publică. Aia e tot ordine. Ordinea siguranță publică este... Deci la jandarm da, e o singură... Și la jandarm și la poliție. Da? Toți sunt licențiați în ordine și siguranță publică. Bun. Pompierii. Da? Ce vrei să te faci, băi, când ai să fii mare? Pompier, da? Că i-am văzut cu mașina, nino. Da. Să salvezi vieți. Corect. Da? Ce înseamnă pompieri? Sunt tineri mulți, am înțeles. Sunt care tineri mulți, au o locație diferită de cea de noastră din Băneasa, este într-o altă parte a Bucureștiului. Vă invităm cu mare drag să o vizitați, pentru că vreau să spun că această facultate de pompieri pentru mine este un model din ceea ce înseamnă devotamentul față de cetățean. E aia de la morarilor. Cea de la morarilor, da. Și vreau să vă spun că tinerii din facultatea de pompieri inclusiv participă în cadrul facultății la exerciții care sunt de o similitudine fantastică cu cele reale. Deci au laboratoare care și le-au construit, au câștigat proiecte, câștigă proiecte, deci este o facultate extrem de ambițioasă și extrem de corectă din punct de vedere al tuturor aspectelor procedurale și vă spun, au inclusiv clădiri care în momentul în care intrați în interior, cu ținuta specifică pompierului militar, cu jeturi de flăcări, cu strigătele respective, deci ale persoanelor care trebuie să le salvați, efectiv desfășoară activități ca și cum ar fi în viața reală de salvare a victimelor. Deci ei învață pentru a fi cu adevărat pompieri în care în momentul când termină universitatea, nu doar teoreticieni. Și scrie acolo ce? Pompier ce? La el este facultatea de instalații. Este asimilată politehnicii ca și cum ar fi o ramură a politehnicii. Da? Deci ei sunt, da, ei sunt ingineri. Toți absolvenții, deci toți sunt ingineri, da? Ingineri, da. Și la pompieri ca și la jandarmi, de asemenea, pe necesar se așează... Totul este pe necesarul meu. Absolut, totul este pe necesarul beneficiarul nostru, Ministerul de Afaceri Interne. Beneficiarul cumva se gândește peste 2 ani voi vor pleca, vor trece în rezervă, nu știu cât, și trebuie să acopere necesarul de în principiu, de din păcate, specialiști. Bun. Nu putem asigura numai din trecem de poliție, la celelalte facultăți de la Academia de Poliție, care, iată, felicitări, domnule Iosub, se deschide pentru publicul larg și să, o să aflăm ce se mai întâmplă acolo, să ajungem și la întrebări mai puțin elegante, în sensul că totuși studentul e student chiar dacă e și la Academia de Poliție. Rămâneți cu noi să aflați multe lucruri, poate fi o carieră pentru un job sigur și bine plătit. Revenim. Am pătruns pe poartă, e adevărat, pe deasupra porții, dacă e să ne uităm după imagini, la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, cu specializări diverse. Aici vorbim de drept, poliție, poliție de frontieră, arhive, jandarmi și pompieri. Am scăpat vreuna, domnule Iacob? Nu, este perfect. Nu. Cu noi rectorul Academiei de Poliție, Adrian Iacob. Dacă am terminat cu pompierii, ei sunt asimilați ingineri, ofițerii da, pompieri, dar au sigur job în... Și ei, bineînțeles. Și ei. Bineînțeles. Iar pentru ei, accesul în gradele unitate, de fapt, pentru toată lumea, este maxim, da? La cei care termină Academia de Poliție. Exact. Da? Cine termină Academia de Poliție pe zona structurilor în uniformă, să mă exprim așa, deci face excepție facultatea de arhivistică. Poate ajunge la cel mai înalt grad. Poate ajunge la cel mai înalt grad da, în timp, de, bineînțeles, cu respectarea prevederilor legale, hai, bineînțeles, bine, cu vechimea în gradul respectiv cu și cu funcții. Cu competența și cu, exact, cu toate exact, celelalte. Exact, da. Haideți să mergem un pic la facultatea de polițiști de frontieră. De frontieră. Da? Noi suntem deocamdată frontiera de est a Uniunii Europene. Așa este.
și probabil că responsabilitățile sunt extrem de mari. De asemenea, o zonă, poliția de frontieră, cu mari probleme la un moment dat. Ce studiază acolo studenții? Facultatea de Poliție de Frontieră, să știți că este una din facultățile extrem de bine ancorate în realitățile europene. Și vă spun acest lucru dat fiind faptul că în sistem european și probabil o parte a celor care număresc cunosc, există un sistem transfrontalier de supraveghere, de control, absolut tot. Toate prevederile și toate modalitățile concrete în care se efectuează aceste activități sunt prezentate și în Facultatea de Poliție de Frontieră. Facultatea de Poliție de Frontieră, pe lângă zona strictă a Poliției de Frontieră, pregătește și zona de imigrări, care iarăși este una extrem de importantă pentru țara noastră. Și poate una de primă actualitate. Este într-adevăr de maximă actualitate zona de imigrări. Colaborarea Facultății de Poliție de Frontieră cu organismele europene precum Frontex este una excelentă. Și vă spun sincer, ne mândrim că atât în cadrul Facultății de Poliție, cât și în cadrul Facultății de Poliție de Frontieră avem două masterate europene în care suntem participanți în mod direct, atât cu cadre didactice universitare, cât și inclusiv cu partea de dotare a instituției noastre. Deci am avut module din masteratul european atât. Bun, ei, ce scrie pe diploma absolvenților la specialitatea Poliție de Frontieră? Facultatea de Poliție de Frontieră, într-adevăr, licența este în ordine și siguranță publică, ca și a colegilor de la jandarmi și la de la poliție. La ei presupun că limba străină e obligatorie, la toate facultățile sunt obligatorii, cu excepția Facultății de Arhivistică. A, și mi-a spus că studentul de competențe la un moment dat într-un test grilă pentru o anumită limbă. El continuă predarea, îi se va preda în acea limbă? În principiu, acum este foarte important și vreau să fiu corect față de dumneavoastră. Sincer. Pentru că în momentul în care avem foarte puțini studenți care promovează un examen pe o anumită limbă, ne este foarte greu să facem grupe. Pe asta și întreb, că da. Nu ai doi cu rusa și... Dacă am doi cu rusa, voi încerca, pentru că sunt convins că au niște baze de limba rusă extraordinar de bune, să mai specializeze în încă o limbă străină. Adică vor participa în continuare la cursuri, chiar dacă la un nivel mai mic, într-o zonă de engleză franceză. Hai să mergem la arhivari. O meserie de birou până la urmă. Spuneați că istoria este baza. Istoria acolo este baza, da. Într-adevăr, Facultatea de Arhivistică... Sunt cercetători cumva, nu? Arhivele naționale, le cunoașteți foarte bine. Știți că niciodată o țară și o societate nu poate funcționa fără istorie. Și trebuie să ne gândim foarte bine ce înseamnă partea aceasta de istorie, pentru că zona de arhivistică este o zonă a Ministerului Afacerilor Interne. Noi pregătim tot în această zonă o structură de arhivă, deci de absolvenți pe zona de arhive, care nu sunt destinați numai Ministerului Afacerilor Interne. Și vă spun, în conformitate cu noile prevederi legale, este o meserie extrem de importantă, pentru că toate societățile comerciale și, în general, societatea noastră, și vorbim acum de piața liberă a muncii, cât și de ministere, zona guvernamentală, au nevoie de absolvenții noștri de arhive. Și, într-adevăr, în fiecare an, un număr de 20-25 de studenți promovează inclusiv la această facultate. Atât și pentru necesitățile mele. Ofițeri? Nu, ei nu au o repartiție, este una singura facultate care nu are repartiție în momentul absolvirii. Dar pentru necesități pregătim. Iar pe și în acest scrie arhivar, nu? Da, este un absolvent în zona de istorie, dar pregătim pe niște în cadrul Facultății de Arhivistică avem niște zone greu acoperite de alte universități și vă spun că avem niște specialiști deosebiți pe niște limbi vechi. Gândiți-vă încă o dată o greacă veche. Nu mai este studiată decât în foarte puține universități. În general, noi trebuie să ne raportăm și la ce se solicită după absolvire, pentru că acești tineri merg pe o piață liberă a muncii. Marea majoritate revin la arhivele naționale după concurs. Dau concursuri, promovează și merg în zona arhivelor naționale. Dar gândiți-vă, este un areal extraordinar de mare în care este nevoie de ei. V-am spus, de la zona guvernamentală, inclusiv zona, dacă doriți, a bisericii, pentru că greaca veche a fost o limbă cunoscută, utilizată foarte mult în perioadele istoriei pe zona bisericii noastre. Bun, și aveți și dreptul drept. Normal ca la Facultatea de Drept, integral, da? Științe juridice, 4 ani, absolvent de științe juridice, ramura drept, diplomă de licență în drept, cu toate drepturile echivalente, egale cu oricărui absolvent de drept din țara și noastră. Și cu serviciu, mă rog, loc de muncă asigurat de muncă, structurile MAI? Da, și cu uniformă. Facultatea de Drept pregătește consilieri juridici pentru tot arealul MAI. Deci avem, începând de la Inspectoratul General pentru Aviație, de care ați auzit, pompierii,
poliția, poliția de frontieră, inspectoratul general pentru imigrări, toți preiau absolvenți de drept, pentru că toți au nevoie de consilieri juridici în arealul în care își desfășoară activitatea. Sau pot opta mai apoi și pentru viața civilă, sau nu? Pot e opta. Un contract? Știți ce se semnează este? Un contract? Se semnează un contract între 9 și 10 ani, depinde de facultatea pe care tânărul student dorește să o parcurgă. Într-adevăr, din punct de vedere al pregătirii, să știți că eu consider că un barometru extrem de corect este Institutul Național al Magistraturii, unde să știți că mulți absolvenți ai Academiei de Poliție își găsesc după care locul pe băncile acestei prestigioase instituții. Problema este, vă dați seama că, acum vă spun sincer, nu este o bucurie pentru mine, pentru că îi pregătesc și îmi pleacă din sistemul meu, dar este totuși o mulțumire că sunt în continuare în zona de securitate și siguranță a cetățeanului. Bun. Am epuizat, nu cumva, specializările. Specializările. Acum aș vrea să vă întreb, înainte de lucruri mai haioase, așa, aș vrea să vă întreb despre profesori. Profesorii sunt cadre militare? În cea mai mare parte și într-o proporție covârșitoare, da. Deci facultatea de poliție, poliție de frontieră, jandarmi și facultatea de științe juridice și administrative, exclusiv cadre de poliție sau militare, deci funcționari publici cu statut special sau militar. Pentru facultatea de arhivistică se aplică exact zona legii 1 a educației naționale cu privire la cadre didactice universitare. Dar, încă o dată, chiar dacă suntem îmbrăcați în uniformă, gradele didactice ni le primim exact în conformitate cu legislația în vigoare, obligatorie pentru promovare a Ministerului Educației. Dar da. Ce sunteți dumneavoastră? Sunteți întâi polițist și mai apoi profesor sau întâi profesor și mai apoi polițist? Știți, dumneavoastră, e o întrebare extrem de da, frumoasă. E o întrebare. Și eu cred că este acel moment în care v-aș răspunde că țin foarte mult la uniforma pe care o reprezint, extraordinar de mult, și probabil niciodată în această viață nu voi putea să-i ofer Academiei de Poliție cât mi-a oferit ea mie. La modul foarte sincer. Țin foarte mult la această uniformă, vreau să o reprezint cu cinste, dar credeți-mă că cel mai bine mă regăsesc în zona didactică. Deci cred că, într-adevăr, este acea situație fericită în care eu și majoritatea colegilor ne-am găsit vocațiile spre zona de educare a tinerei generații, îmbrăcând totuși această uniformă de polițist. Deci eu zic că suntem profesori în haine militare sau în uniformă de funcționar public cu statut special. Ok, și acum, pe final, să revenim la studenți, da? Deci, marele noroc al acestei universității este faptul că studentul va avea un loc de muncă mai apoi, așa este, mediu plătit, nici prea, da, prea, nici corect, foarte cu avantajele și dezavantajele pe care le aduce haina militară, da? Dar ei, studenții, trăiesc cumva și anii studenției sau stau luni vineri acolo? În... Haideți să vă dau un exemplu clar. Hai. Avem Balul Bobocilor. Este un eveniment pe care l-au toate universitățile de tradiție. Absolut. Avându-l și noi, înseamnă că viața studențească există. Există o opțiune care de anul acesta, și din acest moment de când sunt eu rector, aș vrea să o pun în practică, este vorba de decazarmare. Și îmi doresc foarte mult ca cei care își pot asigura condițiile decente de trai în București să rămână. Nu mai vreau să mai fie obligatoriu. Pentru că atunci, dacă îți dorești să rămâi în instituție, înseamnă că este foarte clar că vei rămâne să studiezi, să nu vei rămâne cu gândul că vrei să pleci acasă și nimeni nu te lasă și la ora 20 nu vreau să te întorci. Nu. Eu cred că, în primul rând, noi trebuie să manifestăm față de ei cât mai multă deschidere. Și ei responsabilitate. Bineînțeles, responsabilitatea. Căci a doua zi trebuie să vină la curs. Bineînțeles. La ore, îmbrăcat în uniformă, la curs, va avea un sector care l-are și acum, adică nu se va diferenția viața. Că pierdeți pe ani universitari din diverse. Nu foarte mult, să știți. Dat fiind faptul că... Că au intrat atât de greu. Intră atât de greu, să știți că muncesc și sunt niște copii foarte serioși. Deci, pe total, eu pot spune că avem și în ultima vreme, cred că observați, promoții de ofițeri foarte bine pregătiți. Și apropo de ofițeri ăștia foarte bine pregătiți, aveți contact mai bine cu ceea ce înseamnă poliția, jandarmeria? S-a schimbat mentalitatea? Eu cred că da. Și cred că o resimțim fiecare dintre noi. Și asta este și datorită Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Gândiți-vă că totuși Academia de Poliție formează ofițeri. Ofițerul este viitorul manager al Ministerului Afacerilor Interne până la o anumită treaptă, bineînțeles. Dar faptul că noi am ajuns la ora actuală, în 10-15 ani, să avem o medie de vârstă a poliției, a poliției de frontieră, a jandarmilor, deci a întregului sistem, mult diminuată, eu cred că a dus și la o schimbare de mentalități.
Bun. Poate am schimbat și noi două mentalități astăzi, prezentându-vă cumva, nu știu, cred că s-ar putea în premieră să vă prezint din interior, într-un fel sau altul, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, o universitate unică în felul ei, care combină până la urmă cutumele hainei militare cu viața de student și cred că este singura facultate din România care îți asigură un loc de muncă după absolvirea ei. Nu singura, mai sunt și restul universităților. Bun, am înțeles. Din zona aceasta, că nu vreau să ne supărăm colegii. Mulțumesc, Adrian Iacob, domnule rector întâi și apoi comisar șef, pentru prezența în emisiune și pentru deschidere. Bianca Ioniță, imediat cu știrile pe 1 TV, ne revedem la ora 18, o să vorbim despre Regina Maria, o româncă adevărată și o doamnă adevărată a istoriei României. Ne revedem așadar peste vreo 75 de